Proprietarul clubului a declarat de multe ori că nu-l interesează foarte mult performanța, titlul, sau, el e o afacere, FCSB-ul pentru el și jucătorii. Subconștientul rămâne întipărită ideea asta. Dom'le, stai puțin, că noi vrem titlul. Dacă nu luăm, proprietarul mai vinde un jucător cu 7%. Adică sunt niște declarații. E o relaxare inconștientă. Sunt niște declarații care pe termen mediu dăunează. De acord. Bun, program destul. Program dificil pentru FCSB, începe direct prima etapă cu CFR Cluj, urmează Dinamo acasă la Dinamo și după aia Craiova 48. Este FCSB-ul, nu? Da. Da, poate să facă 7 puncte, dar nu e mare scofan. Adică vă gândiți să piardă cu CFR? Nu, cu CFR-ul, dacă face un punct, e un rezultat bun, foarte bun pentru ei. Pentru